ești o persoană care iubește riscul, de aceea te scufunzi în apele furtunoase ale vieții fără o veste de salvare. Trăiești din aventură în aventură, în care experiența este mult mai importantă decât fiabilitatea și stabilitatea. Te străduiești să acționezi și te interesează proiectele globale, pentru că ai o natură activă și nu ai răbdare pentru o abordare minuțioasă a micilor detalii. Ești un lider, nu un strateg. După ce ai găsit o idee care ți se pare interesantă, poți ajuta pe cineva sau să decorezi lumea cu ea, devii plină de entuziasm, pare a fi adesea expoziționistă, dar de fapt, ești foarte aprigă despre când, cum și în ce circunstanțe să-ți expui roadele muncii tale, deși ești sociabilă și preferi să te afli în razele reflectoarelor, adori totuși să te retragi din propria ta lume mică unde puțini au voie să intre. Figurativ, pot spune că locuiești într-o casă cu ferestrele acoperite, care se deschidă doar atunci când vrei tu. Astfel, de cele mai multe ori, tu permiți oamenilor să vadă ceea ce faci, dar mult mai rar despre ceea ce gândești și aproape niciodată nu lași să se știe ce ești în realitate. De fapt, se dovedește că cu cât pui mai mult pe afișaj, cu atât este mai convenabil să ascunzi anumite secrete. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate, logică, lipsă de finețe, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală, viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot aduce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană măestoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Nu ești predispusă la regresie. Mergi înainte, câștigi experiență, pornește din nou pentru noi cunoștințe și experiențe. Este greu să se înțeleagă multă lume cu tine. Nu toată lumea îți poate accepta ritmul de viață. Nu ești un strateg. Nu ai timp să te gândești, este important să acționezi, nu-ți place să te oprești pe drum. Pentru tine, drumul este mai frumos decât o casă plină de liniște, este extrem de complexă, profundă și inaccesibilă pentru înțelegerea altora. Multe aspecte ale vieții tale, înclinații sexuale, hobby-uri, obiciul și atașamente psihologice, sunt de natură destul de neobișnuită și chiar ciudate. Atitudinea ta filozofică îți caracterizează și individualitatea. De regulă, afli de la început că ești diferită de ceilalți. Conflictele cu mentorii și cu cei care au o poziție mai mare ca tine, părinți, profesori, nu sunt neobișnuite pentru tine. În plus, ești atrasă irezistibil de tot ceea ce este neobișnuit. Oricine încearcă să te forțeze în cadrul a ceea ce este permis, de obicei, nu reușește. Nu mai vorbim de faptul că orice încercări de suprimare a personalității tale sunt indicate mai târziu ca rebeliune, indomitabilitate și amărăciune, care se extind către întreaga lume. Ești curajoasă. Rară ori experimentezi frica, nu eziți să te neopustești în pasiune. Cu toate acestea, ești tentată să faci o impresie spectaculoasă asupra altora cu un comportament atât de nechipzuit. Aceste lucruri nu este întotdeauna copilăresc. Adesa, reușești astfel să stimulezi restul lumii la acțiune, să devii un exemplu pentru ceilalți. Astfel, poți deveni un catalizator al schimbării atât în familie, în cercul social, cât și în societate în ansamblu. Te distingi față de alții nativi din săgetător prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, veselă, răbdătoare, grijulie. Cum afectează data de 14 decembrie soartata, ești înclinată să-ți anunți public succesele și realizările tuturor celor din jurul tău, îți place să fii în centrul atenției universale și te simți în societate ca un pește în apă, se pare că alții te citesc ca pe o carte deschisă, dar, în realitate, informațiile prezentate de tine nu conțin nimic care să corespundă adevăratului tău aspect. Toate treburile și gândurile tale, accesibile societății, reflectă doar esența superficială a personalității tale. Tot ceea ce este cu adevărat personal este ascuns cu grijă în adâncul sufletului tău, unde nimeni altcineva nu are acces, tu arăți celorlalți doar ceea ce consideri necesar. Sociabilitatea și deschiderea sunt -o doar o parte a vieții tale. Singură cu tine îți poți pierde masca protectoare și îți poți lua timp pentru ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Singurătatea nu te deranjează, dar îți oferă răgazul necesar pentru a acumula forța mentală și a reveni în societate. Fiind o natură mult mai adâncă decât pari altora, pui pe afișul public doar o parte din sufletul tău, care precum vârful icebergului, ascunde mult mai multă decât se poate presupune. În plus, Adevărata ta, ta natură nu se încadrează în cadrul conceptelor standard și este dificil de înțeles, nici latura carnală a vieții tale nu corespunde cu noțiunile general acceptate ale majorității, ești predispusă la introspecție și încerci să atingi perfecțiunea spirituală, încă din copilărie, ești conștientă de diferența dintre tine și ceilalți oameni, drept urmare. Aceste lucruri duce la confruntarea frecventă cu părinții și profesorii. Poftata pentru orice diferă de orice normă recunoscută și este irezistibilă. A trăi în cadrul tradițiilor și standardelor oficiale ți se pare insuportabil. Orice forță aplicată ți o vei întoarce ulterior cu energie dublată, orientată spre acțiuni negative. Ai curajul să participi la întreprinderi periculoase. Adesea, Motivul pentru aceasta este dorința de a-i care este justificată de consecințele pozitive ale unor astfel de acțiuni datorită motivației altora de a urma exemplul tău, poți provoca o schimbare în bine în propria familie sau comunitate. Dragoste și compatibilitate, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, Este obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. La nivel emoțional, ești extrem de neobișnuită. Relația ta, chiar și cea mai romantică, se bazează în primul rând pe prietenie, ești de acord că iubirea este o experiență vie, dar nevoia de libertate te poate descuraja să intri într-o uniune pe termen lung, cu toate acestea, dacă decizi să începi o viață liniștită, profunzimea sentimentelor în relația cu partenerul te poate surprinde chiar și pe tine. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine? dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi libertate completă pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, pur și simplu adori riscul, ești un adevărat aventurier. În valurile vieții te scufunzi fără echipament special, fără veste de salvare. Foarte des, reușești să ieși înscată din apă. Aceste lucruri îți consolidează credința în propriile forțe. Ești orientat asupra acumulării de experiență. Aceste lucruri este mai important pentru tine decât fiabilitatea, stabilitatea. Ești un cercetător. Tu cauți lucruri noi, înveți lumea îți încerci mâna la diverse activități. Te bucuri de viață doar atunci când totul este suficient de potrivit ideilor tale, când viața este plină de evenimente. Poți fi cunoscută ca expoziționist, însă practica arată că ești destul de truditoare despre când și cum poți aduce radele muncii tale în curtea societății. Tu nu tolerezi atunci când cineva intervine în procesul activităților tale controlul excesiv al autorităților te determină ca angajat să cauți un nou loc de muncă. În mod similar, ești afectată de lipsa de recunoaștere, sănătate și boli. Fiind iubitoare de risc ești în pericol la fiecare pas. Accidentele par literalmente a fi pe călcâiul tău. Mai devreme sau mai târziu, se întâmplă să te rănești. Evitarea unei vizite la medic agravează situația. Nu te grăbi să mergi înainte. Este timpul să te oprești, să-ți estimezi valorile. Din punct de vedere psihologic, pericolul pentru tine este suprimarea agresiunii. Trebuie să-i oferi o ieșire constructivă. Cel mai bun pentru acest lucru este sportul competitiv, grădinăritul. Trebuie să ai grijă față de comportamentul neobișnuit și apetitul pentru risc, astfel încât acestea să nu te conducă prin inocența lor în special în ceea ce privește accidentările și accidentele. În plus, din moment ce de multe ori te confrunți cu probleme de neînțelegere în primii ani, este posibil să fie nevoie să te izolezi. Consumul de alcool sau droguri pentru combaterea depresiei este foarte periculos, deoarece îți dă dependență. Este mai bine să alegi o dietă echilibrată, excluzând excesele. Exercițiile fizice îți pot fi recomandate doar sub formă de încărcături moderate sau ușoare. În legătura cu sexul, trebuie să urmezi instrucțiunile cărții de tarot numită Moderație, soarta și norocul. Bine, ca să o spun direct, ești genul de persoană conflictuală, imprevizibilă. Nu ai o poziție în viață, deciziile tale se pot schimba în fiecare minut, ceea ce creează haos în afaceri puțini oameni se pot baza pe tine, tu poți eșua în cel mai crucial moment. Ești înzestrată cu o mare putere și energie, ești decisivă, uneori agresivă. Înălțările în vârful piramidei și coborâșurile abrupte alternează în viața ta. Depinde în principal de tine cum va fi viața ta. Dacă alegi calea binelui, vei putea să creezi condiții excelente pentru tine. Dacă vei urma calea răului, Viața ta nu va fi deloc fericită. Sfaturi pentru tine. Orice punct de vedere poate fi declarat calm. Urmărește ce faci și ce spui. Învață răbdarea și dezvoltă o atitudine filozofică. Alege mijlocul de fiecare dată, nu te duce la extreme. Moderația este totul. Acest lucru se aplică numărului de îndatoriri, consumului de stimulant și alcool. Chiar și în ceea ce privește recomandările ghicitorilor și vrăjitoarelor, încearcă să nu reacționezi prea violentă la comentariile rudelor și prietenilor, controlează-ți expresiile și acțiunile, ai răbdare cu trăsăturile de caracter ale altor persoane, continuă-ți calea către excelență și păstrează măsura în orice, ce cadouri ți se potrivesc, natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să-ți devină dușman, este extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiunii, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna. Și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament la sala de sport, piscină, sauna, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții? Smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici, vei accepta fericită cadouri farse? Vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legate legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur alb de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de ta. Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate. Tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte? precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, port soarele în inimă. Așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelouri și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburină de șaman, o vază din Veneția, un arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.